Până mâine seară la orele 23, județul Mehedin se află sub atenționare de cod galben de vreme instabilă. În intervalul menționat sunt prognozate descărcări electrice, vijelii, dar și averse ce vor avea caracter torențial. În intervalul menționat, în Mehedin vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin descărcări electrice, vijelii și averse ce vor avea și caracter torențial. Cantitățile de apă vor depăși 25-30 de litri pe metru pătrat. Până mâine seară, la ora 23, județul nostru se află sub atenționare meteorologică cod galben, ce vizează ploi însemnate cantitativ și instabilitate atmosferică. Sunt prognozate averse ce pot avea caracter torențial, însoțite ca locuri de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Totodată, până luni, la ora 24, râurile din bazinul hidrografic Mosu se află sub incidența avertizării hidrologice cod galben. Facem apel la cetățeni să ia măsuri de curățare a șanțurilor și rigolelor în vederea evacuării normale a apelor pluviale. În cazul creșterii debitelor pe anumite cursuri de apă, le recomandăm cetățenilor să nu încerce traversarea râurilor prin apă și să nu se apropie de malurile acestora. De asemenea, în cazul manifestării vântului puternic, ISU Mehedin recomandă cetățenilor să evite deplasările și să se adăpostească în locuințe sau alte spații închise care le asigură protecția.